Pompierii constanțeni au devenit salvatorii unei lebede care era pe cale să moară de frig. Pasărea s-a urcat pe acoperișul unei clădiri de unde nu a mai putut să zboare din cauza frigului. Era dezorientată și agitată. Pompierii au urcat pe acoperiș și au reușit să o prindă cu ajutorul unei pături. Pentru că cei de la ISU au fost solicitați să intervină la o altă misiune, au fost nevoiți să ia lebăda cu ei. Pasărea a stat cu minte în autospeciala de stingere și a urmărit tot ceea ce se petrecea în jurul ei în timpul intervenției. Pompierii au avut un coleg înaripat cât timp au stins incendiul de la o anexă dintr-o gospodărie din Constanța și de acolo au mai salvat 20 de găini.